Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la întâlnirea cu Humanitas Fiction de astăzi, cu Raptul de Nise, cu o mare scriitoare a lumii, scriitoarea indiană Arundhati Roy. Arundhati Roy s-a născut în 1959 și a studiat arhitectura la Delhi. În 1997 a dat lovitura, a scris un prim roman, Dumnezeu lucrurilor mărunte, pe care îl avem aici, care a luat lumea prin surprindere și i s-a decernat Booker Prize. Este un lucru neașteptat pentru un roman de debut a unei scriitoare care pătrunde de-abia în literatura britanică, care să primească imediat Booker Prize pentru romanul său. După 20 de ani, Arundhati Roy revine în forță cu acest roman, respectiv cu Ministerul Fericirii Supreme. Este scriitoare tradusă în peste 40 de limbi, în peste 50 de țări, care este citită nu numai de publicul larg, ci este inclusă în toate listele de la facultățile atât din Europa, cât și din America. E foarte greu să pătrunzi în literatura britanică și să ajungi în top încă de la început. Și acest fenomen neobișnuit s-a întâmplat cu Arundhati Roy. Ce a făcut ea timp de 20 de ani? A scris la acest roman și în același timp a fost activistă în India și a scris un număr impresionant de volume de eseistică, a făcut jurnalism. Despre activitatea ei știe mult mai multe o traducătoare de elită pe care o avem astăzi alături de noi și care semnează versiunea românească a romanului Ministerul Fericirii Supreme. Este vorba despre Alexandra Pălivan. Alături de noi, criticul literar, scriitorul, poetul, jurnalistul cultural, Marius Chimu. Permiteți-mi ca, pentru început, să-i dau cuvântul criticului, să-i dau cuvântul lui Marius Chimu.